Deși legumele sunt alimente de bază în alimentația noastră, iată că imediat ce a început anul nou, vânzătorii au sărit iar prețurile la ardei, vinete, roșii și castraveți. Motivația lor este că aceste legume nu sunt de sezon, astfel că o salată de legume ne costă în această perioadă mai mult decât un kilogram de carne. Dacă vrem să mâncăm sănătos, așa cum ne sfătuiesc nutriționiștii, trebuie să plătim 8 lei pentru un kilogram de roșii și 13 lei pentru unul de ardei, adică aproape cât dăm pentru un kilogram de carne, în condițiile în care anul trecut legumele puteau fi cumpărate cu cel mult 3-4 lei pe kilogram. Cauza acestei explozii de preț este faptul că în piețele agroalimentare nu prea mai sunt de găsit producători sau comercianți autohtoni de legume și verdețuri. Foarte scump. Poate de anul trecut? Poate de foarte scump. Raportat la salat, la pâinții, la orice. Cum e mai condamnat? Trebuie să luați un kilogram de carne? De exemplu, acum eu un kilo de factură, doi morcovi, un păsărnaș, un ardei și atât. Foarte scumpe. La pensiile noastre sunt foarte scumpe. Un kilogram de fasole, dacă vrei, este 85 de mii, 90 de mii. Până la fasole asta mai trebuie și ceapă și ulei și morcov și de toate. Este foarte scumpe. Mai bine îți convine să iei un kilogram de carne la 70 de mii. Și să faci mâncare ca decât produse de legume. Cumpărătorii sunt nemulțumiți de prețuri, mai ales că pensiile și salariile rămân pe loc. Oamenii preferă să cumpere în loc de un kilogram de legume câteva bucăți din fiecare.